la venire. Ce? Thank you.
Da, cel mai mare pop. Bravo, bravo. Bravo, domnule. Da, să pop ai tu. Ce tipul tare, nu? Thank you.
Stimați creștini, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Permiteți-mi în numele organizatorilor, Asociația Iisus Speranța României și bisericile creștine ortobapticostale după Evanghelie filocarismatice de ziua 7-a din Timișoara, iată, le-am enumerat pe toate, în numele Domnului Iisus Hristos cel Înviat, vă spunem bun venit la cea de-a 28-a ediție a Marșului Învierii. Ne bucurăm și anul acesta atât de o vreme excelentă, dar și de colaborarea extraordinară și de frăția existentă în numele celui înviat, existente între bisericile creștine care proclamă moartea și învierea Domnului. Mulțumim și anul acesta grației dragostei înalt preasfințitului Nicolae, grație preasfințitului Ioan Sălăjan, mitropolitul Banatului. Îmi joacă puțin memoria, nu feste, pentru că ani de zile, decenii de-a rândul, cu aprobarea regretatului ierarh Nicolae Corneanu, s-a pornit acest marș. Și iată-ne la 28-a ediție și ne bucurăm că înalt preasfinția sa, Ioan Sălăjan, ne-a oferit această ocazie să pornim de pe acest teritoriu sacru pentru timișoreni și timișoara, această manifestare unică în România. De aceea, aș vrea să declar deschisă această manifestare, pe drept cuvânt numită Marșul Învierii, pentru că vestea Învierii trebuie dusă în rând de marș. Femeile au alergat, ucenicii au alergat cu vestea bună și iată, Biserica lui Hristos este menită să ducă această veste bună în rând de pas alergător. De aceea, haideți să deschidem și această manifestare cu imnul Învierii, după care îl invit pe fratele paroc, preot, paroc, părintele Zaharia, să ne adreseze un cuvânt de bun venit și apoi programul va continua aici și în continuare ne vom adresa dumneavoastră privind desfășurarea marșului. Rog de asemenea bărbați puternici să primească pancardele cu inscripțiile necesare acestui eveniment și atunci când vi se vor oferi, nu le refuzați. În timp ce fanfara ne va da tonul, și mulțumim fanfarelor reunite din Timișoara și din Ghiroda, ne pregătim să cântăm imnul Învierii. Se transmite nu doar aici, ci dincolo de noi, de la o margine la alta a pământului. Atunci când
Întreaga lume se bucură de învierea lui Hristos. Auzim oameni care trăiesc în Australia și până dincolo, în cealaltă parte a lumii, spunând: Hristos a înviat. Ceilalți răspund: cu adevărat a înviat. Facem cu toții o mărturie a vestei pe care a adus-o îngerul la mormântul învierii Domnului. Nu-l căutați pe cel viu între cei morți. Nu este aici, ci a înviat. Acest lucru ne determină și pe noi să spunem și să ne adresăm unii altora cu acest binecuvântat salut de Hristos a înviat și să ne răspundem unii altora: cu adevărat a înviat. În felul acesta facem cu siguranță o mărturie și aducem un argument peste timp, din generație în generație, celor care vin după noi, cum că învierea Domnului Iisus Hristos este o realitate și această realitate se transmite dincolo de ceea ce însemnăm noi ca oameni în acest moment pe pământ, pentru că această realitate se continuă în veșnicie. Așadar, când vorbim despre învierea lui Hristos, să fim convinși că vorbim nu doar despre un fapt istoric, omenesc, lumesc, pământesc, ci vorbim despre un fapt care depășește cu mult spațiul acesta definit al lumii pe care noi îl cunoaștem. Bucurați-vă de această zi minunată și spuneți tuturor că noi credem în Iisus Hristos cel înviat din morți. Și crezând în El avem posibilitatea vieții cele veșnice. O să dau citire unui mesaj din partea Înalpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, mesaj pe care l-am desprins din pastorala transmisă tuturor credincioșilor cu prilejul acesta al praznicului Învierii Domnului. Ce este pentru noi acest praznic al Învierii Domnului? Iubire și lumină. Femeile mironosițe sunt martorele marelui adevăr și anume acela că iubirea nu moare. Ele sunt martorele învierii. Astăzi, în ziua învierii, Hristos semnează în numele tău contractul veșniciei. Noi am deschis lui Hristos un mormânt, El ne-a deschis nouă azi porțile veșniciei. Însă și azi gândurile omului mai sângerează, căci gândurile sunt adevărata față a omului. Hristos s-a pierdut pe sine pentru a mă afla pe mine. Și totuși vedem cum în fiecare zi se ofilesc frunzele timpului nostru și înțelegem tot mai greu gramatica libertății noastre. Trăim de parcă pe acest pământ nu ar mai fi fost nimeni înainte de noi și după noi nu ar mai fi nimeni. Iubiților, noi am oferit lui Iisus o cunună de spini, pentru că aceștia crescuseră în inima noastră, însă El a făcut din ei lumină. Din sângele Său a făcut viață, din piroane a făcut ancoră, din cruce altar, iar din trupul Său hrană vieții veșnice. Drept măritori creștini, în satul românesc au existat 3 academii, familia, școala și biserica. Aici am învățat și eu, căci m-am născut în veșnicul ieri, trăiesc veșnicul azi și mă îndrept spre veșnicul mâine. Fraților, un fiu al satului Horea din Albac a oprit roata istoriei cu pieptul său zicând: ale satului, nu ale împăratului. Să zicem și noi ca Horea și să apărăm veșnicia cea născută în sat și cultivată în cele 3 sfinte academii ale satului, familia, școala și biserica. Doamne, rogu-te, nu lăsa ca românii să fie desțărați, adică lipsiți de țară. Iubiți frați, soarele grăiește cu noi prin lumina Sa, iar Dumnezeu grăiește cu noi prin lumina învierii Fiului Său. Bucurați-vă în lumina învierii lui Hristos, Cel ce este și învierea noastră. Azi au biruit lumina și iubirea, să ne împărtășim azi din lumina și iubirea lui Hristos cel înviat. Doamne, binecuvintează pe toți cei care cred în învierea răstignitului din Nazaret. Aici ați auzit un cuvânt foarte interesant. Doamne, nu lăsa
ca românii să fie desțărați, adică să fim lipsiți de țară. De multe ori li se spune multor tineri, căutați-vă bucuria și fericirea în altă parte, nu stați aici, că țara aceasta nu e bună. Vreau să vă spun, așa cum simt, țara aceasta este extraordinar de bună, este deosebită, este frumoasă și este binecuvântată de Dumnezeu. Iar cei care credeți că e mai bine într-o altă parte, căutați mai întâi adevărul lui Dumnezeu aici, în țara aceasta. Dacă din punct de vedere material, poate într-o altă țară o fi mai bine, acolo lipsește Dumnezeu. Aici este Dumnezeu și aici îl găsim, în neamurile noastre, în moșii și strămoșii noștri, în copiii și nepoții noștri. Pentru că aici, așa cum este în această țară, este mai bine decât oriunde în lume. Și să știți că astăzi este bine în țara noastră. Chiar dacă de multe ori se încearcă să ne dezbinăm unii pe alții, să ne urăm unii pe alții, nu avem nevoie de astfel de mesaje. Trebuie să arătăm că Dumnezeu ne unește pe toți, pentru că îl mărturisim pe Hristos cel înviat din morți. Bucurați-vă așadar de această zi sfântă și bucurați-vă de această binecuvântată Românie. Dumnezeu să fie cu noi, cu toți! Mulțumim fratelui nostru, părintelui Zaharia, pentru cuvintele calde transmise din partea înalt preasfințitului Ioan Sălăjan. Ne bucurăm de o dragoste creștinească, dragostea agape, care există de atâția zeci de ani în orașul de pe Bega, și rugăciunea domnească a Domnului Iisus Hristos din Ioan 17 e manifestarea a ceea ce vedeți și auziți astăzi. Și mă rog, Tată, ca tot să fie una, ca lumea să cunoască că Tu ești în mine și că eu sunt în Tine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ascultăm un imn de slavă prin corul bărbătesc al Bisericii Pentecostale Elim. Și apoi pastorul Samuel Tuțac va citi un pasaj din 1 Corinteni 15 care să adeverească o dată în plus că Domnul nostru este viu în vecii vecilor și cei vii să zică
Mulțumim, mulțumim leviților de la Biserica Elim și ascultăm cuvântul Domnului cu respect și reverență. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința noastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă a mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Amin. Amin. Mai ascultăm două imnuri interpretate sau trei de fanfarele reunite sau cum s-au hotărât frații leviți. Imnuri dedicate celui înviat, imnuri românești și imnuri evreiești. El să fie slăvit în veci de veci. Ascultăm leviții de la Ghiroda.
slăvit să fie Domnul! Aș dori să mai ascultăm în continuare un imn celui înviat, închinat de cei ce astăzi sunt aici în această piață și ne amintim că totul a început în urmă cu 28 de ani, imediat după Revoluție, când trei oameni providențial pentru cetatea Timișoarei au avut ideea aceasta ca odată pe an, să transfere serviciile religioase, serviciile de Paști, în Agora, în cetate, sub această extraordinar de frumoasă catedrală creată de Dumnezeu. Aceștia au fost mitropolitul Banatului, fostul mitropolit Nicolae Corneanu, fratele Teodor Codreanu, păstorul senior de la Elim și regretatul pastor, poet și deputat Petru Dugulescu. De atunci Dumnezeu ne-a ajutat și iată, chiar dacă este a doua zi și oamenii sunt plecați unii la alții, se vizitează, cei care suntem acasă ducem mai departe făclia învierii. Ascultăm corul bărbătesc și apoi fratele păstor Adi Stupar va înălța o rugăciune pentru România, o rugăciune pentru Timișoara, o rugăciune pentru Israel și o rugăciune în mod și cu totul special pentru românii din diaspora. Lăudat să fie Domnul! Amin! Din lanțul morții și mormânt, Hristos a înviat, cu moartea lui moartea călcând, Hristos a înviat. Trăiește El cel răstignit, ce moartea mea și-a biruit. Slăviți-L neîncetat, continuăm închinarea noastră înaintea Ta, Doamne, prin această rugăciune de mijlocire pe care o aducem înaintea Ta și am vrea, Doamne, potrivit cuvântului Tău să mijlocim pentru neamul nostru, pentru țara în care ne-am născut. Îți mulțumim că ne-ai așezat în această țară, Doamne, și îți mulțumim că până aici ai binecuvântat România cu pace. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai binecuvântat să avem pâine pe masă. Îți mulțumim pentru toate darurile pe care le primim de la Tine în fiecare zi și în fiecare an. Îți mulțumim pentru grija Ta, Doamne. Dar continuăm să ne rugăm pentru țara noastră și Te rugăm să lași pace în țara noastră, Doamne. Amin. Te rugăm, binecuvintează țara aceasta cu o întoarcere reală spre Tine. Amin.
pentru că dorim, Doamne, să te cunoaștem pe tine tot mai mult. De aceea te rugăm să te descoperi fiecăruia dintre noi. Te rugăm de asemenea să binecuvintezi orașul în care ne-ai așezat, Doamne, orașul Timișoara. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai dat până astăzi, Doamne, dar te rugăm, fă o trezire în orașul acesta. Așa cum în urmă cu atâția ani, Doamne, când a avut loc revoluția în acest oraș și de aici a început această mișcare de eliberare, te rugăm, Doamne, să începi o revoluție spirituală din orașul acesta, o trezire, Doamne, și o întoarcere spre cuvântul Tău. Timișorenii au nevoie să Te cunoască pe Tine, Iisuse Hristoase, Domnule, Doamne, Cel Înviat din morți. Îți mulțumim că Tu ai încă ușa mântuirii deschisă pentru noi și îți mulțumim că Tu ne vei vorbi tot mai mult și tot mai mult, chemându-ne, Doamne, să ne apropiem mai mult de Tine și să Te cunoaștem pe Tine. Ne rugăm, Doamne, și pentru poporul Sfânt, pentru poporul Israel. O, Doamne, Te rog să binecuvintezi în continuare Țara Sfântă. Au nevoie de pace, Doamne. Te rog, îndură-Te și în mod deosebit, Doamne, pe lângă pacea pământească, Te rog să Li Te descoperi ca Mesia, ca Fiul lui Dumnezeu și inima acestui popor să se întoarcă spre Tine. Binecuvintează-i, Doamne, în această privință. Te rog de asemenea pentru frații noștri care sunt plecați peste hotare, în Europa, în America, în Australia și oriunde s-ar găsi frații noștri români, binecuvintează-i, Doamne, și dacă sunt acolo pentru o vreme mai lungă sau mai scurtă, Te rog să-i ajut și pe ei, Doamne, ca în mijlocul națiunilor în care au ajuns, să poarte adevărul Evangheliei cu cinste, Doamne, să fie o mărturie vie pentru împărăția Ta. O, Doamne, oriunde s-ar găsi și oriunde ne-am găsit fiecare dintre noi, să nu uităm că suntem copii ai Tăi, suntem ambasatori ai Tăi și trebuie, Doamne, să le arătăm celor din jur ce înseamnă să trăim pentru Tine și pentru împărăția Ta. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai dat și în continuare, cu credință, așteptăm binecuvântările Tale spirituale și materiale peste țara noastră, peste Timișoara, peste românii plecați peste hotare și peste întreg pământul, ca numele Tău să fie cunoscut. Te binecuvântăm și Te slăvim, Tată, prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Aș vrea să fac un anunț extraordinar de important. Ne pregătim să dăm startul marșului și prima oprire va fi la primărie. A doua va fi la prefectură și finalitatea va fi în Parcul Rozelor. Însă anul acesta, din motive de securitate, scena este foarte grav avariată, pentru că încă n-a intrat în reparații și reabilitare. După ce ajungem la parc, până acolo avem aprobat traseul acesta, deci primărie, prefectură, parc, ne vom deplasa ordonat spre Biserica Elim. Da? Acolo va avea loc finalitatea marșului. De aceea am ținut să spun lucrul acesta, pentru că și frații noștri de la circulație și frații jandarmi ne-au explicat că trebuie să respectăm atât autorizația, cât și traseul pe care îl avem. Iată de ce aș vrea să strada Virgil Magiaru 39, imediat peste Bega, foarte aproape, dar rog fanfara să treacă în față, apoi pancardele, purtătorii de pancarde, fanfara se va opri după ce își ocupă locul, nu treceți înaintea lor, rog slujitorii să treacă înaintea fanfarei și vă rog și pe dumneavoastră să vă încolonați pe carosabil. Și încă mai sunt pancarde, vă rog să vă mobilizați și să ridicați pancardele care sunt libere peste